Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă invit la o etalare simplă despre dragoste interactivă în care vreau să răspundem la o simplă întrebare. Și anume, ce îl împiedică sau ce o împiedică în acest moment să vină către dumneavoastră? Pentru a participa la această etalare aveți nevoie să vă gândiți la o persoană despre care vreți să știți acest lucru și să vă alegeți între cei trei îngerași. Îngerașul numărul 1, numărul 2 și numărul 3. Așadar, vom începe cu cei care și-au ales îngerașul numărul 1 și încercăm să răspundem la această simplă întrebare. Ce îl împiedică sau ce o împiedică să vină către dumneavoastră în acest moment? Este o etalare care este valabilă timp de o lună de zile de când dumneavoastră vedeți acest videoclip. Haideți să vedem ce o sau îl împiedică să vină către dumneavoastră. Nu, să știți că persoana la care vă gândiți, situația nu depinde de ea, da? Pentru a veni către dumneavoastră are nevoie de fie de a rezolva ceva din punct de vedere legal, fie de aprobarea cuiva. Această aprobare poate fi din partea propriei persoane, pentru că nu are liberul arbitru deocamdată pentru a veni către dumneavoastră. Nu s-a trezit la realitate această persoană, nu a înțeles în prezent relația dintre dumneavoastră și el sau ea. Încearcă să se balanceze pentru să-și revină, da? Să se regăsească pentru a veni către dumneavoastră. Nu are această trezire la realitate, nu înțelege că este singura persoană care poate decide acest lucru și că nu depinde de fapt de nimeni și de nimic. În mintea sa are impresia că situația în care se află depinde de altcineva, depinde de anumite reguli și nu a înțeles că într-o relație trebuie să fie acordate, trebuie să fie sentimente mutuale și o implicare de 50%, pentru că această persoană nu s-a implicat vis-a-vis de dumneavoastră, nu s-a implicat în această relație și atunci nu a înțeles că mingea este în terenul său și că ea trebuie să decidă vis-a-vis de, de relația cu dumneavoastră. Va veni această persoană către dumneavoastră în următoarea lună? Răspunsul este nu. De ce? Să vedem ce barieră are în afară de această neînțelegere a relației dintre voi doi. Ce altă barieră mai există între dumneavoastră și această persoană? Se gândește foarte mult la această întoarcere la dumneavoastră. Se gândește foarte mult, însă pentru moment răspunsul este nu. Nu a găsit acea cale, nu, încă meditează, încă digeră, încă se gândește dacă depinde de el sau ea acest răspuns, această relație. Cu siguranță că răspunsul este da, depinde de el sau ea. Dumneavoastră deja ați ales și vă doriți să fiți cu această persoană, însă ea sau el nu știe deocamdată ce să facă. Încă nu s-a trezit la realitate, încă meditează, în mintea sa se derulează scenarii, este întunecată, nu există claritate pentru a avea liberul arbitru și a decide să vină către dumneavoastră. Nu are acest liber arbitru deocamdată, da? În cazuri mult mai dificile există o situație legală care împiedică
scuze s-a întrerupt. În cazuri rare, am spus, există această barieră, cum să vă spun, o barieră legală către dumneavoastră. Eu știu, reguli, tradiții, obiceiuri sau poate chiar o căsătorie. Da? Ceva legal împiedică această persoană să vină către dumneavoastră. Haideți să vedem la cei care și-au ales cea de-a doua variantă cu acest îngeraș. De fapt, ce îl împiedică sau ce o împiedică să vină către dumneavoastră în acest moment? Etalare valabilă pentru o lună de zile din data în care dumneavoastră vedeți acest videoclip. Deci ce o împiedică sau îl împiedică să vină către dumneavoastră? Haideți să vedem! În primul rând aici văd o energie masculină care este foarte mare teamă de schimbare. Această persoană la care vă gândiți, dacă dumneavoastră sunteți femeie și vă gândiți la un bărbat, să știți că este în plină perioadă de transformare. Este teamă de această transformare, este teamă de ce găsește dincolo de această cortină. Nu știe ce se află. Se află o persoană reală, se află sentimente adevărate, există altcineva. E frică să lase această transformare să aibă loc. Deci bariera singură în a veni către dumneavoastră este această frică de propria persoană, această frică de a se transforma, această frică de a se lăsa pe mâna destinului și de a accepta lucrurile așa cum sunt. Pentru că se află în prezent, când dumneavoastră vedeți acest videoclip, într-o plină perioadă de transformare. Haideți să vedem de ce îi este teama acestei persoane să vină către dumneavoastră. Este teamă că nu va reuși să se schimbe, pentru că dumneavoastră vreți ca această persoană să se schimbe și este frică că nu este capabil sau capabilă de schimbare. Este frică că nu se poate schimba și că dumneavoastră veți pleca și îl sau o veți abandona. Această persoană, când mă refer la transformare, mă refer și la o decizie anume pe care el sau ea este în curs să o ia. Dumneavoastră, cei care ați ales această a doua variantă, vă aflați deja în fața unei realități, unei realități în care este nevoie de acțiune. Iar această acțiune denotă pentru cealaltă persoană o transformare, o schimbare. O situație trebuie să ia sfârșit și ceva nou trebuie să înceapă. Iar acestei persoane este teamă să pună capăt acelui lucru sau acelei persoane sau unei alte relații sau, eu știu, dumneavoastră știți mai bine să adaptați ceea ce spun eu realității dumneavoastră, însă este teamă, are această frică de necunoscut, are frică că nu vă găsește acolo unde dumneavoastră ați promis că veți fi și că veți pleca, că o veți abandona pentru că nu are curajul să ia decizia necesară, să se transforme, să facă această schimbare. Și atunci este frică că veți pleca. Sau este frică că dacă se va transforma, se va schimba sau va lua această decizie, dumneavoastră veți pleca și îl veți lăsa singur sau o veți lăsa singură. Este destul de trist și este pe punctul de a face această decizie, să ia această, să se lase în această transformare, să ia această schimbare
de la zero, da? Să fac această schimbare din rădăcină, însă îi este foarte mare teamă. Da? Cam atât pentru cei care au ales această a doua etalare. Haideți să vedem cei care au ales această ultima etalare ce împiedică persoana la care vă gândiți să vină către dumneavoastră. Ce o împiedică în acest moment? Etalare valabilă timp de o lună de zile de când dumneavoastră vedeți acest videoclip. Este frică, în primul rând, au căzut foarte multe cărți, am să le aleg eu. Este frică, în primul rând, să se, eu știu, să concretizeze relația între dumneavoastră și el sau ea. Este frică să, eu știu, să discute cu dumneavoastră, să accepte această relație. Deci are această frică de a... de a, teamă de a fi cu dumneavoastră, da? Deci una dintre bariere este această teamă, dar haideți să vedem povestea ce ne poate oferi mai departe. Este frică, bariera acestei persoane la care vă gândiți sunt lecțiile pe care le-a învățat sau nu în viață. Acceptă același lucru care i s-a întâmplat în trecut. Am impresia că această persoană a suferit foarte mult în momentul în copilărie. Simt o suferință din tinerețe. Este o persoană destul de matură, persoana la care vă gândiți dumneavoastră, și este teamă să accepte, să își arate adevăratele sentimente vis-a-vis de dumneavoastră. Este teamă să accepte să fie cu dumneavoastră. Știe că este o legătură puternică. Această legătură o înțelege ca venind de la divinitate, o înțelege ca pe o lecție de viață, însă este teamă să accepte să fie din nou în acea situație în care a fost. Bariera acestei persoane vis-a-vis de dumneavoastră este acceptarea acelor lecții, acceptarea de a se de a își eu știu, dezvălui adevăratele sentimente. Haideți să vedem dacă putem afla mai mult despre acele lecții din trecut. Pentru că această persoană a fost la o intersecție de drumuri, în sensul că a avut o decizie importantă de luat în viața sa, și s-ar putea ca această decizie să nu fi depins de el sau de ea. Să nu fie având acest liber arbitru să facă această decizie. S-ar putea să existe foarte multe tradiții, obiceiuri, reguli de respectat în familia sa privind religia sau anumite, așa cum vă spun, tradiții bine înrădăcinate în familia lui sau a persoanei cu care este în prezent această persoană la care vă gândiți dumneavoastră, pentru că este cu altcineva. Dacă dumneavoastră știți că această persoană nu este cu nimeni, atunci să știți că familia sa sau tradițiile, religia nu ar fi de acord cu această relație între voi doi. El sau ea, dacă va trebui să vină vreodată și să rămână cu dumneavoastră, pentru că își dorește acest lucru, să rămână cu dumneavoastră, va avea o decizie grea de luat. Va trebui să lase în spate toate experiențele din trecutul său, lume, familie, persoane, nu știu, prieteni, și să vină către dumneavoastră. Este sufletul dumneavoastră pereche, sunteți ca într-o oglindă. Dumneavoastră, ceea ce gândiți despre această persoană, să știți că același lucru gândește ea sau el despre voi, da? Nu are alte... Nu există alte sentimente în afară de faptul că sunteți ca o oglindă în
unul vis-a-vis de celălalt. Însă, așa cum v-am spus, va avea o alegere dificilă de făcut. Fie un drum greoi, mai, eu știu, mai întortocheat, nu atât de ușor, sau o direcție simplă, la fel cum a fost până acum, un drum drept, prin respectarea și acceptarea lecțiilor de viață la care această persoană a fost supusă. Da? Deci singura barieră pentru a veni către dumneavoastră probabil este acceptarea acelor lecții de viață. Este teamă că va fi din nou în același context, că istoria se va repeta și că din nou va avea de suferit dacă intervine în destin, pentru că liberul arbitru intervine în destinul omului, da? Pentru o perioadă de timp, nu se știe pentru cât, ce perioadă, însă liberul arbitru, da? Intervine în destinul omului și nu știe ce să facă, da? Să se decidă sau nu, sau să rămână în situația în care este. Cam atât am avut de spus privind această etalare. Sper ca dumneavoastră să fi găsit elemente importante și să le asociați cu celelalte etalări pentru a găsi răspunsuri cât mai ample și concrete vis-a-vis de suferința dumneavoastră sau de întrebările dumneavoastră. Mulțumesc frumos tuturor pentru vizualizări și sper să ne vedem cu bine la un nou video. La revedere!